stânga, ce-i în dreapta. Parcul din fața Centrului Cultural Aninoasa a fost luat cu asalt de copiii din comună veniți să vadă luminițele de sărbători și să-l vadă pe Moș Nicolae. Emoțiile au fost foarte mari, iar cei mici au fost nerăbdători. Pentru ei, dar și pentru părinți, primăria Aninoasa a organizat un spectacol cu momente amuzante, muzică și voie bună. Vestitorii Aninoasei au întreținut atmosfera. Au fost foarte încântați de feeria de lumini. Ai venit să-l vezi pe Moș? Da. Ai fost cu minte? Da. Ce vrei să-ți aduc? O păpușă Maia care face buba. Nu mai am fost aici. Foarte frumos. Ai venit să-l vezi luminițele? Da. Da? Da. Îl aștepți pe Moș? Da, foarte mult. Ai fost cu minte? Foarte. Ai fost cu minte? Da. Ce vrei să-ți aducă? Dulciuri. Dulciuri? Așteptarea le-a fost recompensată. Moș Nicolae nu a venit singur, ci însoțit de un alt moș darnic. Cei doi bătrâni au oferit daruri tuturor copiilor prezenți la spectacol. Le aprindem chiar în prezența moșului Nicolae, care vine pentru copii cu dulciuri și pentru cei care nu au fost cu minți, cu câte o nuielușă. Și sper să se simtă bine. Sunt 22 de ani de zile de când tot facem tot felul de sărbări și întâlniri cu și pentru copii. În așa fel, cum am spus puțin mai devreme, copiii să înțeleagă și să simtă că totuși la Aninoasa vine și Moș Nicolae, vine și Moș Crăciun. Spectacolul a dat startul sărbătorilor de iarnă la Aninoasa, iar pe copiii așteaptă și alte surprize plăcute în această perioadă.